Hello guys și bun venit, eu sunt Mie și iar de o săptămână testez cele mai noi căști lansate de Huawei, modelul FreeBuds 5i, iar în acest video am să vă prezint caracteristicile lor principale alături de un feedback din partea mea după această perioadă de utilizare. Și aș vrea ca de obicei să începem prin a vă arăta ce conține cutia, după care revenim și povestim mai multe detalii despre ele. Așa arată ambalajul, așa arată cutia în care primim căștile, un design simplu. De pe spatele ei aflăm care sunt caracteristicile principale și am să revin și eu asupra lor. Iar în interiorul cutiei am să vă arăt eu ce găsim de îndată. Am pus la loc și căștile să vedeți cam cum arată încă de la început. Iar în interior avem căștile propriu zise, în interiorul încărcătorului. Și așa arată fiecare cască. Iar accesoriile pe care le primim în pachet sunt un cablu de încărcare, un cablu scurt de încărcare ce vine cu mufă USB-A la USB-C, alături de dopuri, să le spunem, astfel încât fiecare dintre voi să aibă o experiență plăcută de utilizare. Căștile au venit cu mărimea M deja instalată și aveam în pachet extra o pereche S și una L. Eu mi-am pus perechea S pentru că de S am nevoie în general, așa că este bine de știut că indiferent de mărimea urechii ar trebui să fiți în regulă cu ceea ce primim în pachet. Și mai avem bineînțeles și ceva materiale informaționale pe care am să vi le arăt eu de îndată. Este vorba despre un Quick Start Guide, astfel încât să vă familiarizați mai ușor cu aplicația, cu felul în care se folosesc căștile încă de la început. Important de reținut este faptul că vin și cu partea în limba română, alături de informații legate de garanție. Și asta este tot ceea ce primim în pachet. FreeBuds 5i sunt lansate anul acesta în luna ianuarie, dar sunt deja disponibile și pot fi cumpărate în 3 variante diferite de culori. Acest albastru, cum sunt cele primite de mine la test, cu un aspect de piatră marmură foarte interesant, denumit Isle Blue, dar și pe alb sau negru pentru cei care preferă totuși ceva mai clasic. Căștile funcționează atât pe un telefon cu Android cât și pe un iPhone, se conectează rapid prin Bluetooth, iar după ce vom face setările inițiale, căștile se vor conecta super rapid de fiecare dată când le punem în ureche. Pe mine, în general, mă deranjează foarte tare să stau să aștept conexiunea, chiar și dacă este vorba despre una, două secunde. Însă, din fericire cu ele, n-am întâmpinat nicio problemă de acest fel conectată la un iPhone 14 Pro. Față de modelul anterior, sunt ceva mai ușoare, fiecare dintre căști cântărind 4,9 grame. Cel mai important detaliu pentru mulți utilizatori ai căștilor în general îl reprezintă anularea zgomotului de fundal. Pentru a ne putea bucura de apelul fără probleme, iar acest model vine cu această funcție. Este important să vă alegeți din cutie dimensiunea potrivită de dopuri, vi l-am arătat puțin mai devreme, pentru a vă asigura că experiența oferită este cea de care ar trebui să vă bucurați. Iar asta puteți verifica și din aplicație. Aplicația de care aveți nevoie pentru a face setările se numește AI Life. De aici vom afla care este statusul bateriei pentru fiecare dintre căști și pentru carcasa de încărcare, vom face actualizări atunci când sunt disponibile, vom schimba modurile. Dezactivăm sau activăm anularea zgomotului de fundal sau trecem pe modul Awareness, care ne permite să auzim și ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Avem și câteva setări pentru sunet pe care le putem face de aici, mai exact un Bass Boost sau Treble Boost. Avem control asupra gesturilor, precum răspunsul la telefon direct de pe căști, ajustarea volumului, respingerea unui apel, play-pauză în timpul redării, iar toate aceste gesturi mie mi se par foarte bine implementate, ușor de folosit și căștile răspund foarte rapid la comenzi. Vă spuneam mai devreme că putem testa și cât de bine stau căștile în urechi și o facem chiar de aici. Aplicația va reda o scurtă melodie pentru a se asigura că au fost bine poziționate, iar la final vom primi un rezultat al testului din care aflăm dacă este cazul să ajustăm poziția vreunei căști sau, de ce nu, dacă trebuie să ne alegem și o altă dimensiune. La capitolul sunet, acest model de căști Huawei se descurcă foarte bine din punctul meu de vedere. Mi se pare că obținem un sunet clar, se aud suficient de tare pentru a fi folosite într-un mediu zgomotos, iar cu Active Noise Cancelling am reușit să am parte de conversații mai mult decât decente într-un mediu nu tocmai liniștit. La capitolul baterie, situația stă astfel. Încărcarea completă la priză durează ceva mai bine de o oră, însă ne vom bucura apoi de 28 de ore de redare a muzicii, iar dacă le vom încărca rapid 15 minute, vom obține o autonomie de redare de 4 ore. În plus, vin cu certificare IP54 pentru rezistență la apă, ceea ce nu se traduce prin faptul că le putem scufunda în apă, ci vor rezista la stropi de apă, asta în cazul în care ne prinde ploaia, de exemplu, cu ele.
Eu nu am în general o experiență bună cu genul acesta de căști, adică nu îmi stau efectiv în ureche, dar atât cu modelul acesta 5i cât și cu Pro 2 tot de la Huawei, n-am avut astfel de probleme. Chiar apreciez mult rapiditatea cu care reușește să se conecteze de fiecare dată la telefon și insist pe acest subiect pentru că mi se pare super important. Gesturile funcționează super bine de fiecare dată, n-am niciun lag între sunet și imagine. Bateria mi-a ajuns o săptămână fără probleme, mă rog, asta depinde de fiecare utilizator în parte, bineînțeles, și mi se pare un raport excelent calitate-preț. Nu sunt niște căști scumpe deloc, mi se par destul de accesibile pentru ceea ce oferă. Și sper că am reușit să vă fiu de folos în acest video și că ați găsit toate informațiile de care aveați nevoie, însă dacă aveți și alte întrebări, pe mine mă găsiți în secțiunea de comentarii, ca de fiecare dată. Vă pup!